Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Șeful de la această firmă, UK Radiators, a spus că un mediu mai răcoros ajută atunci când corpul se răcește în mod natural în timpul nopții. Practic, dacă deschizi fereastra pe ger, se răcește natural. Temperatura ideală pentru somn, zice el, e între 15,5 și 19,4 grade Celsius. Păi cineva care doarme la 15 grade, ca așa vrea... Ia, uite, dați-ne un mesaj. Dacă e cineva care se apropie măcar de 15 grade. Da, pentru că așa vrei, nu că n-ai plătit factura, ți-a tăiat gazul... Ai caloriferul spart, radetul e radet, sau cum îi zice acum? Ca așa pe vremuri, cum zice Luca, e adevărat. Nu dădeau căldură, te încălzeai cum puteai. Mai dădeai drumul la un aragaz, mai un calorifer dacă l-aveai, electric. La mine în casă, pe vremea lui Ceaușescu, erau și 13 grade. Și în armată 9 grade în dormitor. Deci eu știu ce spune domnul Dânsu și garantez că nu se doarme nici ușor și nici natural. Dormeam la țară, avea o sobă de teracotă de aia și seara când ne culcam era... splendoare, dar dimineața când ne trezeam, nu reușeam să împingem plapă, mai aia de pe noi. Temperatura ideală pentru somn, bla bla, nu știu ce. Temperatura corpului tău scade în mod natural ușor în timpul somnului. Păi ușor, nu până la 15 grade, 15 ești mort. Un mediu mai răcoros ajută la facilitarea acestui proces. Pe când scrie un prieten de la Sfântul Gheorghe. La voi nu se... Zice 17,3, 18,5 grade în cameră peste noapte. Păi la voi e polul frigului, mă, prietene Daniel. N-ai cum să... Se practică pe scară largă între ascultătorii noștri. Ia uite, răspunsuri. Dar eu dorm la 16-17 grade. Eu dorm la 19 grade și e ok, ne spune. Și ai căciulă de lână când dormi sau de blană direct? 18 și jumătate, 18. 26, uite, avem și un 26. M-am îmbătat de ziua unui prieten în februarie și am dormit în zăpadă cu 25 de ani. Da. Acum 25 de ani zăpadă se făceau multe lucrări. Prietene. Rob, domnul șef de la UK Radiators, recomandă păstrarea caloriferului la o setare scăzută sau chiar să-l opriți complet înainte de a merge la culcare. Deci ăsta e plătit de guvern, clar. Aia, în loc să subvenționeze gazul și gigacaloria, recomandă britanicilor să taie căldura de tot. Eu cred că subvenționează pe ăștia de vând cuburi de gheață, serios. Îmi place să dorm în frig, între 5 și 10 grade dorm cel mai bine. Eu cred că Ștefan glumește. Da. Dorm foarte bine între 17 și 19. Am fi noi defecți? Dar de ce noi? Adică eu deja sunt îngrijorat că e un val de mesaje de la cetățeni care dorm. Dorme 17 grade, frate, e nebunit. La 17, 18, 19 grade. Poporă sub 24, mă ia tremuriciu în casă. La noapte încerc să dorm la 19 grade. Învățați butoane până mâine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.